Bună ziua și bine v-am regăsit la Observatorul Prahovean Live. Alături de mine astăzi Robert Avram, președintele Consiliului Județean al Elevilor Prahova. Bun găsit! Pot să spun Robert, da? Da, da. Bine, bine v-am regăsit. Mulțumesc pentru invitație. Bun. Am mai avut o emisiune anul trecut, atunci când, să spunem, ai prezentat proiectul pentru Consiliul Județean al Elevilor. Ai devenit președinte în urma alegerilor de atunci și, iată, odată cu accederea ta în această nouă poziție, au început să se miște altfel lucrurile față de ceea ce s-a întâmplat în trecut cu Consiliul Județean al Elevilor. Discutam atunci că ar trebui să aveți o voce la fel de puternică precum cei din Constanța sau cei din Consiliul Național al Elevilor din România. Înainte să intrăm în discuție, cum ți se pare, să spunem, noua postură și care a fost reacția autorităților pe care voi le-ați enervat, cu ghilimele de rigoare, prin comunicatele pe care le-ați transmis în ultima perioadă? Da, în primul rând ce vreau să zic e că e un merit de echipă, adică suntem 5 oameni în birou executiv și fără unul dintre noi, care în momentul ăsta în funcție, nu s-ar fi putut mișca lucrurile cum se mișcă acum. Adică fiecare avem niște atribuții specifice și fiecare își face partea lui de treabă, astfel încât rezultatul final e unul foarte bun, da? Reacția a fost așa un pic mai rece, pentru că lumea nu știa cine suntem, nu știau ce facem, nu știau de ce venim noi niște elevi să le spunem că, mă, vedeți că hotărârea asta poate nu merge, poate încalcă legea educației, poate nu e bună pentru elevi. Și bineînțeles că reacția în momentul în care vine o structură care de 3 ani de zile n-a mai spus nimic și vin acolo și încep să-ți spună ție, să-ți dea practic niște lecții, că așa sunt interpretate de ei, nu pică tocmai bine. Și de asta au fost și anumite primării și anumiți consilieri locali care n-au fost tocmai de acord și poate de asta nici n-au acceptat întotdeauna dialogul. Dar încercăm pe cât posibil să îi facem să accepte, să îi facem să înțeleagă că interesul nostru nu e să le dăm în cap sau să ne luăm de ei, ci mai degrabă este să colaborăm, să putem să găsim împreună soluția bună. Că doar așa, prin colaborare, doar ăsta e singurul mod prin care putem să ajungem la un rezultat foarte bun. Robert, înainte ca președintele Klaus Iohannis să anunțe aseară redeschiderea școlilor și grădinițelor din 8 februarie, însă în anumite condiții, Consiliul Județean al Elevilor Prahova a avut un comunicat pe acest subiect. Practic ceea ce solicitați și voi, oarecum unitar cu ceea ce se întâmpla cu alte structuri similare din țară, s-a și întâmplat, parțial. Trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că școlile și grădinițele se vor deschide pe 8 februarie, data care coincide cu semestrul al doilea, începerea semestrului al doilea. Însă decizia, așa cum a solicitat și voi, va fi una de tip descentralizat, în funcție de rata de incidență COVID din fiecare localitate în parte. Uitându-ne pe lista actualizată din ultima perioadă, din păcate, sunt încă, cel puțin în Prahova, numeroase localități, aici aș enumera și Ploieștiul, aflate în scenariu galben. Trebuie să spunem că, mă rog, situația asta este într-o dinamică, dar chiar și după 8 februarie, foarte mulți elevi, mă refer aici la cei de gimnaziu sau de liceu, vor continua să învețe online. Cum ți se pare decizia asta a autorităților de a relua activitatea școlară fizică, face-to-face, dar în condițiile respective? Da, în primul rând, faptul că decizia va fi descentralizată este o victorie pentru Consiliul Elevilor ca și structură națională și pentru toate structurile județene care au făcut demersul pentru a descentraliza decizia și au pus presiune pe autorități. Dar vorbim aici și de foarte, foarte multe localități și vorbim de mediul rural mai ales, unde sunt foarte mulți elevi care au acumulat niște lacune foarte mari. Învățământul online, cum am spus și în comunicatul de presă, nu este o soluție fezabilă pe termen lung. Învățământul online poate să fie o soluție pentru momentul respectiv, însă pe termen lung nu aduce beneficii, mai ales că vorbim de o rată analfabetismului funcțional care e vorba aia, ne bate la ușă. Adică nu, fără niște soluții fezabile și fără un plan remedial foarte, foarte bine structurat, riscăm să facem mai mult rău decât bine. Faptul că totuși s-au făcut demersuri pentru a descentraliza decizia, totuși e un lucru îmbucurător, e un pas spre mai bine
și măcar o parte din elevi se pot întoarce la școală. Totuși, acolo unde se poate și unde se pot respecta măsurile de distanțare și toate celelalte măsuri de protecție, este necesar ca elevii se întoarcă, pentru că în momentul în care li se explică anumite lucruri, eu sunt mai mult decât sigur că toți colegii mei vor înțelege că măsurile alea trebuie respectate și e pentru binele tuturor să le respectăm. Uite, noi de la Observator am făcut și un sondaj referitor la, mă rog, cum consideră cititorii noștri o astfel de decizie de redeschidere a școlilor. Părerile au fost împărțite, 55% s-au declarat pentru o astfel de decizie, 40% împotrivă și 5% au spus că merg pe mâna specialiștilor și nu își pot da cu părerea. Când ați făcut voi sondajele, care au fost rezultatele din partea evidentă a elevilor? Majoritatea covârșitoare dorește să se întoarcă la școală, jurăm aici de în jur de 80%. Pentru că sunt foarte mulți elevi care dau examenele naționale anul ăsta, care vor susține simulările naționale. Adică nu se poate să le periclităm până la urmă viitorul din anumite puncte de vedere, având în vedere că Prahova are resursele necesare pentru a asigura măsurile de protecție și pentru a se asigura că răspândirea comunitară, cel puțin în școli, nu va fi atât de mare sau nu va fi deloc. Te-a surprins faptul că, mă rog, dând la o parte elevii claselor a 8-a, respectiv a 12-a, care, așa cum spuneai și tu, vor susține peste câteva luni examenele finale, evaluarea națională, respectiv bacalaureatul, ceilalți care, să spunem, nu au această grijă a admiterii la liceu, a absolvirii liceului, te-a surprins faptul că și ei vor să se întoarcă la școală? Pentru că trebuie să fim sinceri, în școala online cred eu că este mai simplu să împuști o notă bună, să nu participi, să nu fii atât de atent în perioada respectivă, pentru că e clar, online profesorul respectiv, învățătorul, nu are pârghiile de la școala fizică pentru a monitoriza, asculta elevii și așa mai departe. Da, chiar am avut discuții cu foarte multe persoane pe tema asta. Sincer, mă așteptam la astfel de răspunsuri, pentru că e logic. Suntem de un an aproape în fața unui ecran, încercând să imităm ce se întâmplă în sala de clasă. Și e clar că nu merge atât de bine pe cum se vrea și pe cum se spune. Pentru că, iar dacă materia se predă și chiar dacă avem profesori oarecum pregătiți, totuși lipsesc anumiți factori care m-ar aduce un beneficiu elevilor. Vorbim aici de interacțiune, atât între elevi cât și între elevi și profesori. Vorbim aici de empatia dintre elevi și profesori, care nu se creează în fața unui ecran, pentru că stăm în fața unui ecran și ne uităm la niște buline unii la alții și nu se poate crea empatie în momentul ăla. Adică sunt niște lucruri care aduce beneficii întregului act de predare învățare în cazul în care școlile ar fi redese fizic și era, sincer, ne așteptam cu toții din Consiliul Elevilor că elevii vor dori să se întoarcă în bănci cât mai repede cu putință și, bineînțeles, respectând măsurile care se impun. Uite, o doamnă ne întreabă chiar pe Facebook ce se întâmplă cu elevii care vor da bacul anul acesta. În acea situație se află și cei care vor susține evaluarea națională. Ce mesaje primești tu de la elevii din clasele terminale apropo de ceea ce înseamnă pregătirea acestor examene, materia care va fi, din care vor fi date aceste examene? Îți spun sincer, m-am uitat pe anumite modele de subiecte și mi s-au părut mult schimbate față de ce s-a dat anul trecut, pe de o parte, și cred că și cu un grad de dificultate mai mare, deși toată lumea s-ar fi așteptat, cel puțin la modelele publicate deja pe site-ul Ministerului Educației, la un nivel mai jos al examenelor, al cerințelor, având în vedere pandemia asta nenorocită care ne-a să spunem așa, bulversat pe toți. Gradul de dificultate pe care are un subiect e o remarcă puțin cam subiectivă. Adică fiecare dintre noi poate să spună că subiectul de anul ăsta este mai greu decât cel de anul trecut. Mă rog, asta nu înseamnă neapărat că nu e adevărat, dar pentru anumite persoane poate părea dificil, pentru anumite persoane poate părea ușor. Dar concret, ce mesaje primim de la elevi e... sunt speriați, e normal. Nu știu ce se va întâmpla, însă din discuțiile pe care Consiliul Național Elevilor le-a purtat cu domnul ministru Câmpeanu, ne-am pus de acord cu domnul Câmpeanu și chiar l-am auzit într-un Zoom pe care l-am avut noi să acum o săptămână, s-au stabilit niște lucruri. În primul rând, examenele și simulările naționale se vor susține clar, se vor susține fizic, așa cum spunea domnul Câmpeanu, sperăm că nu sunt doar vorbe.
Și că materia, mă rog, programa pentru examen va fi adaptată în funcție de acele valori și ore remediale care vor urma să vină. Acum, o astfel de măsură trebuie luată cât mai repede, pentru că deja începe semestrul 2 și din semestrul 2 mai sunt, cred că, 3 luni până la Exact. examen. Deci, un timp foarte scurt, în care dacă nu luăm măsuri și întârziem să venim cu niște măsuri, nu facem foarte mult rău elevilor. Bun, vorbim în continuare de școala online, cel puțin acum, până pe 8 februarie și după 8 februarie, în Prahova, de exemplu, să știi, pondera localităților aflate acum în scenariu galben, în scenariul roșu sunt foarte puține, este mult mai mare decât cel al școlilor unde nu, care ar putea să se redeschidă indiferent de clasele elevilor. Aceleași probleme. Nu am auzit să fi venit toate tabletele promise, nu am auzit, eu știu, o mai mare, să spunem, pondere a elevilor care au acces la școala online decât acum câteva luni, când discutam fix despre aceleași probleme. Da, în Prahova, cel puțin din spusele Inspectoratului Școlar Județean, au ajuns 6860. Sper să nu greșesc, undeva pe acolo. Da. 6800 și ceva de tablete. Din spusele doamnei inspector general, ele au ajuns la toți elevii. Acum, din ce surse mai aveam și noi, care într-adevăr nu erau niște statistici foarte, foarte clar făcute, erau mult mai mulți elevi. Și am întâlnit și situații în care am mers într-un liceu și chiar pentru a organiza niște alegeri și am mers într-o clasă în care era o oră de română, cred. Și se făcea prezența. Unul din elevi avea numele surorii lui la, mă rog, contul acela Da. care se loga. Și doamna profesor l-a întrebat, păi de ce nu te conectezi cu contul tău? Și băiatul a spus că el e mai micuț, era cred că clasa 5-a și folosesc același device amândoi pentru o zi de curs. Deci asta înseamnă o oră el, o oră ea. Deci undeva la 3 ore pe zi cel mult de copil. Și măsurile astea pentru a asigura până la urmă accesul la educație, care e drept constituțional, deci nu mai vorbim aici de un lux, este un drept fundamental al elevului, demersurile care trebuie făcute cât mai repede. În semestrul 2, deja lacunele s-au acumulat, vorbim și de creșterea abandonului școlar, adică sunt niște demersuri pe care trebuie făcute. Și noi încercăm să comunicăm inspectoratului să mai facă câteva statistici de genul ăsta, să vedem exact care e situația, ca să vedem dacă mai trebuie îmbunătățit ceva sau nu. Așteptăm să vedem care o să fie rezultatele. Vorbea și ministrul educației despre acele ore remediale. Practic, elevii, mai ales cei din anii terminali, să poată recupera materia pierdută din cauza problemelor riscate de școala online, chiar și în zilele de sâmbătă. Cum considerați voi o astfel de variantă pentru recuperarea materiei, în condițiile în care părinții sunt disperați că, mă rog, copiii stau non-stop cu ochii într-un ecran sau mai facă și sâmbătă? La școală vorbind, în mod organizat. Da, e o situație dificilă și tocmai de asta, și foarte delicată, și tocmai de asta spuneam mai devreme că planurile mediale trebuie făcute cu foarte multă atenție și trebuie făcute foarte, foarte bine. Pentru că vorbim de niște planuri remediale care trebuie să fie specifice pentru fiecare elev în parte, să vedem ce lacune are elevul ăsta, ce lacune are celălalt elev, astfel încât să vedem cine are nevoie de mai multă pregătire suplimentară și cine nu are voie, cine are nevoie. Dar este foarte, foarte important să ne gândim și cum le organizăm, să vedem care este cea mai bună variantă atât pentru profesor cât și pentru elev, pentru că, într-adevăr, să stai 7 ore pe zi într-un ecran, 5 zile pe săptămână, după care să mai vii încă 6 ore încă o zi, nu e deloc cea mai bună soluție, pentru că nu neapărat pentru că n-ar învăța ceva, cât pentru că este foarte, foarte obositor, foarte mult stres și nu o să creeze mediul propice pentru a învăța, pentru a acumula cunoștințe mai bune și mai degrabă o să fie obosiți, o să fie mai stresați. Pentru că o să stea la școală cu gândul că uite câte am de făcut pentru săptămâna următoare, trebuie să mă mai duc, mai pierd o zi la școală. Adică sunt niște lucruri care trebuie foarte bine gândite și trebuie făcute în funcție de programul tuturor, nu numai de programul anumiților actori din sistemul de învățământ. Bun. Multe dintre comunicările pe care le-ați avut cu autoritățile locale au pornit de la lipsa sau cuantumul burselor școlare. Există o legislație pe care, din păcate, foarte puține autorități locale o respectă în ceea ce privește acordarea de burse locale.
burse școlare la nivelul fiecarei localități. Dacă nu mă înșel, cred că pragul minim de la care o primărie poate, să nu spunem, este obligată să acorde burse școlare, este vorba de media generală 8,50. Cred că ăsta este pragul minim de la care se pornește, se poate aloca, se pot aloca fonduri pentru așa ceva. În Ploiești, cred că doar cu excepția celor elevilor de 10, care au fost premiați, să spunem, sub diverse forme, nici măcar cei care au media generală peste 9 nu au beneficiat de niște burse școlare. Care este situația în Ploiești? Care este situația în Bușteni, o altă localitate unde voi ați fost foarte vocali? Și ce se întâmplă cu ceilalți elevi din restul celor 104 localități, da, din Prahova? Păi, pentru puțin context, pentru cine ne urmărește, este vorba de Legea Educației Naționale, care obligă consiliile locale să adopte o hotărâre anual prin care stabilească numărul și cuantum, adică ce sumă de bani vine la elev lunar, că și asta Bun. E foarte exact, important. Exact. Nu semestrial, nu o dată pe an, lunar. Problema apare pentru că e destul de complicat. Adică se spune în lege că pe lângă bugetul local, aceste burse mai pot fi susținute și din cote defalcate din TVA. Problema apare și de la autoritățile centrale, pentru că neavând autoritățile locale bugetul de stat aprobat până în momentul de față, automat intervine o problemă, pentru că ar însemna să aprobe niște burse cu banii pe care nu iau. Deci singurul mod prin care se pot acorda niște burse în cuantumuri decente este ca și autoritățile centrale să fie mai responsabile, să se grăbească puțin cu legislația asta, dar și autoritățile locale să-și facă treaba foarte bine. Pentru că hotărârea de guvern 1064 pe 2020 îi obligă să acorde burse în cuantum de cel puțin 100 de lei. Și de aici am pornit un demers foarte mare și acum am trimis acum o săptămână, cred, cereri în baza legii 544 pe 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public către toate primăriile din județ care au pe raza localității cel puțin o școală gimnazială sau un liceu. Pentru că vorbim de burse și pentru gimnaziu, nu doar de burse pentru Corect. Liceu. Deci asta e foarte important. Am identificat primării care fie nu au aprobat încă hotărârea pentru burse și pe care suntem în proces de a le contacta să vedem care e problema, dar și primării care acordau burse în quantumuri ridicole, aș putea spune, dar și primării care trec puțin peste atribuțiile pe care le au. Adică criteriile de acordare a burselor sunt criteriile generale odată, cele stabilite prin ordin de ministru, acelea la care ai făcut și tu referire cu media 8,50 și 10 la purtare când vorbim de burse de merit. Exact. Însă consiliile de administrație au posibilitatea de a stabili și ele niște criterii specifice de acordare, însă fără a ignora criteriile generale. Da. Adică trebuie să respectăm legea, nu putem, e vorba de o teorie generală în drept. O decizie de școală nu poate încălca un ordin de ministru. Corect. E foarte simplu și ar trebui să cunoască toată lumea lucrurile astea. Problema apare atunci când și în școli se stabilesc niște criterii și automat, dacă ei ignoră anumite prevederi din legislație, trimit către consiliile locale din, nu știu, poate 100 de elevi care ar putea beneficia de bursă, doar 50, da. Automat doar 50 primesc și problema intervine și la consiliile locale. Și asta a fost situația în Bușteni, unde în textul hotărârii scria hotărârea 165 privind aprobarea și subliniez cuantumului și numărului și criteriilor generale, criteriilor specifice de acordare a burselor, ceea ce nu este legal. Hotărârea aceea, pentru că aproba criterii de acordare a burselor, era nelegală. Bun. Reacția primăriei care a fost și Consiliului Local? Este o greșeală de redactare. Asta a fost reacția. Acum, chiar și dacă e o greșeală de redactare și procedural este totul corect, să faci niște greșeli într-un act oficial e inadmisibil. Și asta le-am și spus domnilor consilieri ieri când am fost la Consiliul Local Bușteni. Ori, mai mult decât asta, hotărârea, din câte am înțeles, a fost revocată de prefectură pentru că nu avea raportul de specialitate anexat și urmează să aprobe hotărârea în februarie la următoarea ședință ordinară. Am mai tras puțin de timp, dacă e să fim sinceri. Dar uite, de exemplu, hai să spunem că la Bușteni au dat o cotită că a fost o greșeală. La Ploiești, care este situația? Că știu că a existat chiar un schimb de comunicate în presă. Pe de o parte, voi ați avut un comunicat în care criticați administrația pentru că nu respectă legea privind acordarea acestor burse. Pe de altă parte, venea primăria cu anumite precizări și până la urmă, ce s-a stabilit?
elevii care au media generală peste 8,50 și 10 la purtare pot primi astfel de burse? Bursele sau sunt de atât merit? De mulți încât primăria ridică din numeri și spune n-avem bani decât pentru genial, pentru elevii de 10 pe linie, care sunt destul de puțini din păcate. Bursele de merit se sunt revizite semestrial. În semestru nu beneficiază de burse de merit elevii care se încadrează în criteriile generale cu media de pe anul școlar anterior. Bun. În semestru 2 cei care se încadrează cu media de pe semestru 1. La Ploiești s-a aprobat o hotărâre care, după demersurile noastre și pe lungi discuții, este valabilă doar pe semestrul întâi. Consilierii locali ne-au asigurat de faptul că în semestrul al doilea, nu numai că vor aproba o nouă hotărâre, dar vor și respecta și au făcut deja amendamentele propuse de noi, le vor ține cont de ele și în hotărârea următoare, dar vor și ridica cuantumurile, le vor și majora conform cerințelor pe care le-am făcut noi, și anume burse între 150 și 200 de lei. Vorbim de burse de merit de 150 de lei, burse de performanță de 200 de lei, burse de ajutor social de 200 de lei și burse de studii de 150 de lei. Astea sunt propunerile pe care le avem noi. Wow! Da. Să vă iasă, sper, pentru că fiecare copil, vorbim și de cei aflați într-o situație dificilă, dar și cei care învață pe bune și obțin niște rezultate la învățătură foarte bune, merită recompensați. De fapt, asta este legea. Și încă o precizare legată de Ploiești. Da, ni s-a spus și ni s-a subliniat în repetate rânduri faptul că bursele elevilor au fost suportate din bugetul local, contrar prevederilor care spun că din cote defalcate din TVA pot fi susținute aceste burse. Într-adevăr, așa este, autoritățile centrale au datoria de a da niște bani prin cotele defalcate pentru a asigura bursele elevilor. Însă simplul fapt că și simplul fapt că dăm vina unii pe alții nu ne ajută cu nimic. Și astea au fost și motivele pentru care ni s-a spus că s-ar putea să mai întârzie hotărârea aia până vine legea bugetului de stat. Problema apare și când guvernul stabilește anumite prevederi fără a da și banii necesari. Pentru că astfel atinge puțin autonomia autorităților publice locale și de asta apar și neînțelegerile de genul ăsta. Dar avem încredere și în guvernul actual că va adopta hotărârea aia de guvern și legea bugetului de stat va intra în vigoare cât mai repede și în același timp și în consilierii locali care ne-au asigurat că bursele elevilor vor fi mărite și cu asta o să începem undeva de la sfârșitul lunii ianuarie să-i sunăm din nou să vedem care mai e situația, să ne mai auzim din nou, nu ne-am mai auzit de foarte mult timp și sperăm noi ca hotărârea aia să apară cât mai repede, pentru că bursele elevilor, chiar dacă se dau retroactiv după ce apare hotărârea, vorbim de o perioadă în care elevii chiar au nevoie de sumele alea de bani, pentru că dacă ne întoarcem la școală, automat înseamnă niște cheltuieli pe rechizite, pe caiete, pixuri și așa mai departe, dacă rămânem în online la fel, bă, abonamentul la internet și așa mai departe. Deci sunt niște costuri pe care elevii și familiile lor trebuie să le suporte și bursele astea nu fac altceva decât să-i sprijine puțin. Și chiar dacă nu în a suporta costurile astea, în activitățile recreative. Și considerăm că elevii care ar putea beneficia de burse de merit au și dreptul la recreație, au și dreptul să folosească banii aia pe altceva. Asta la Ploiești. Pe Bușteni, domnul primar și cer scuze, ne-a asigurat că următoarea hotărâre de Consiliu Local pe care noi am propus să fie adoptată în ședință extraordinară pentru a fi adoptată cât mai repede, va respecta toate amendamentele. Dar o să continuăm să stăm cu ochii pe primăria Bușteni să vedem exact care-i treaba. Ușor, ușor ajungem și la finalul emisiunii. Un subiect pe care nu-l puteam ocoli, pericolele din online. Elevii automat stând foarte mult în mediul ăsta virtual sunt atrași în tot felul de capcane și de tot felul de personaje din astea ciudate, insalubre, le putem spune oricum. Recent a ajuns în atenția opiniei publice celebru candidat eșuat de la prezidențiale, domnul Cumpănașu, cel care s-a remarcat prin agresivitate, modul, să spunem, total nepoliticos în a se adresa și a dialoga cu elevii, culmea, lansând niște mesaje absolut aiuritoare, dar care au acest dar de a-i atrage, în special pe cei mici. Să nu uităm că el este urmărit pe TikTok de aproape o jumătate de milion de persoane, majoritatea elevi și majoritatea elevi din clasele 1-4, ceea ce mi se pare cumplit. Cum vezi tu situația asta?
cu siguranță și tu ai primit semnale, uite că e un cetățean pe TikTok care se manifestă în zona asta, școala e nașpa, profesorii sunt nașpa, nu mai învățați carte că învățați degeaba și așa mai departe. O precizare mică. Toți cei 500.000 de urmăritori de Alexandru Cumpănașu sunt o ușă închisă în nas autorităților. Pentru că asta, Alexandru Cumpănașu este de fapt efectul unei comunicări foarte, foarte slabe în sistemul de învățământ. Vorbim de elevi care, mai ales la clasele 1-4, își caută niște repere. Și în momentul în care reperele alea nu pot fi găsite în școală, pentru că nu există empatia necesară și pentru că nu există o colaborare așa cum ar trebui să fie, le caută în altă parte. Și unde le găsesc? În oamenii care par a avea aceleași interese și par a-i ajuta. Fals total. Bineînțeles, asta este o altă problemă cu dezinformare și lipsa cunoștințelor în educație media pe care elevii ar trebui să le aibă. Dar fenomenul Alexandru Cumpănașu este de fapt efectul irresponsabilității autorităților care nu asigură o bună comunicare în sistemul de învățământ. Am primit foarte multe semnale și chiar și noi, elevii reprezentanți, am fost criticați de acest om cu niște cuvinte destul de urâte și problema e că are puterea să întoarcă urmăritorii lui împotriva oamenilor care poate chiar i-ar ajuta. Deci, Alexandru Cumpănașu clar e un fenomen care trebuie înlăturat cât mai repede și avem încrederea că autoritățile vor face toate demersurile necesare într-un timp cât mai scurt pentru a înlătura pe omul ăsta din spațiu public. Dar în același timp facem apel și la elevi să verifice de mai multe ori ce se spune pe TikTok, să verifice de mai multe ori spusele respectivului și să nu aibă încredere în oameni care doar par a avea niște interese. Pentru că ce face el de fapt este să caute subiecte interesante pentru ele, să le livreze sub o altă formă, să întoarcă împotriva altor persoane. Asta este singurul lucru pe care îl face, nu face nimic productiv. Deci, la fel, este un eșec al sistemului. Și cred că vina se împarte și în el pentru că face lucrurile astea, dar și în autorități, pentru că în primul rând nu îl înlătură mai repede și în al doilea rând pentru că nu au asigurat o comunicare eficientă între toți actorii implicați în sistemul de învățământ și de aici apar problemele, pentru că nu putem da vina doar pe o persoană în momentul ăsta. Cu siguranță. Robert, îți mulțumesc pentru participarea în emisiune. Sper că informațiile pe care le-ai livrat timp de 30 de minute sunt interesante pentru elevi, profesori și părinți și să sperăm că apelul vostru la autoritățile locale în ceea ce privește bursele școlare să se regăsească în buzunarele copiilor. Vorbim aici pe de o parte de copii care merită, care au rezultate foarte bune la învățătură, dar și cei aflați într-o situație financiară, provenind din familii cu o situație financiară precară. Îți mulțumesc și te aștept cu viitoarea ocazie cu noi informații din structura pe care o reprezint. Cu mare drag, de fiecare dată când vom avea informații noi le vom livra și le vom aduce în spațiu public. Bun, îți mulțumesc încă o dată. Cu dumneavoastră mă revăd luni de la ora 11 cu Magdalena Trofin, viceprimarul orașului Ploiești, vine în studioul Observatorul Prahovean Live pentru a discuta despre problemele orașului. Până atunci, vă spunem împreună multă sănătate și un weekend liniștit!